Bună ziua! Vorbim astăzi despre structura de rezistență a pielii, se numește colagen, dar și despre o altă substanță, acidul hialuronic, care dă aspectul de proaspăt al tegumentelor. Sunt Andreea Groza, alături de mine este medicul dermatolog Iulia Panțuru. Bună ziua! Bună ziua! Trebuie să vă întreb, chiar dacă s-a terminat vara, cum lovesc razele ultraviolete pielea și, de fapt, ce se întâmplă în interiorul pielii în momentul în care razele ultraviolete o lovesc? Trebuie, în primul rând, să acceptăm faptul că soarele este și prietenul nostru și că devine dușmanul nostru doar în momentul în care abuzăm de bunătatea lui. Adică nu ar trebui să ne temem foarte tare de soare, însă ar trebui să ne expunem cu moderație și cu iubire față de propria noastră piele. Moderația este diferită între o persoană închisă la culoare și o persoană cu pigment puțin. Vorbim despre timp diferit de expunere la soare. Categoric, ar trebui să evităm orele de expunere de vârf, în care cantitatea de ultraviolete este foarte mare. Și asta se întâmplă de obicei când umbra noastră este mai mică decât noi. Este un criteriu foarte simplu, aplicabil oriunde pe lume, nu peste tot intervalul 11-4 este cel recomandat de a evita soarele. În unele zone ecuatoriale, de exemplu, intervalul este cu totul diferit și atunci această regulă a umbrei ne poate ajuta foarte mult. Este adevărat că o persoană cu piele foarte deschisă la culoare se arde mult mai ușor la soare decât o persoană care are mai multă melanină.